Din punctul meu de vedere, pierderile ar trebui, în primul rând, asumate de cel care le administrează. Primărie. Spagereu și primărie, indirect. Ca să Consiliul Județean să suporte acest lucru, nu se mai poate suporta din urmă. Adică, în momentul trebuia notificat în fiecare an care este profitabilitatea, pierderea și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, acel contract este închis. Am făcut un contract nou, asumat clar, cu clauze, exact, de asta trebuie să lucrăm procedura pe termen și așa mai departe, un contract de asociere între Consiliul Județean și Primărie Municipiului Brăila, nu subaghele, în care noi susținem activitatea acelui patinoar. Păi contractul ăla era valabil, era legal și spunea că 50% din pierderile suportă Consiliul Județean. Tocmai de aceea. Eu mi-am dorit un nou contract. De ce să suport? Păi și ziceți că e închis. Nu pot eu să acel contract. Păi da, dar banii ăia n-au fost plătiți din Consiliul Județean. Adică? Pierderea aia jumătate, 50% n-a fost suportată din Consiliul. Valabilității acelui contract datoare, nu va ajuta. Dacă ești datoare cuiva, trebuie să aștept să te cheme ăla ca să spună că ești datoare? Eu n-am găsit niciun document în care să spună că noi trebuie avem, nu știu, Consiliul Județean de plătit. Dacă subaghileu consideră că noi avem ceva de plătit, subaghileu, da? Ceva de plătit, să acționeze Consiliul Județean în judecat. Dar eu vă spun că n-au niciun document în care să spună că au avut pierderi de nu știu ce. Domnul președinte, dar și în actualul contract e altă prevedere legată de pierderi? În actualul contract nu există pierderi pentru Consiliul Județean. Consiliul Județean este asociat cu Primăria Municipiului Brăila pe o sumă de bani pentru funcționarea patinoarului. Adică, noi dăm în cont 2 miliarde pe partea de funcționare, Primăria Municipiului Brăila trebuie să întoarcă documente de 2 miliarde, adică facturi de energie electrică, de, eu știu, gheață, ce să mai plătesc acolo, în valoare de 2 miliarde. Dăm bun de plată, viză, după ce documentul este în regulă, pentru anul următor dăm drumul iar la 2 miliarde. Adică lucrurile sunt foarte clare. Și mai avem 1 miliard pentru partea de îmbunătățire a activității, adică partea aia de dezvoltare, în care, dacă le trebuie o mașină de gheață, dau un exemplu, 50% o suportă Consiliul Județean, 50% primărie. Mie trebuie să vină factura, vedem, mergem la fața locului că s-a luat mașina de gheață, îi facem poză, alea, după care îi punem bun de plată și dăm bani. Sunt lucruri această simple, corecte, normale, transparente, bun, pentru un contract de asociere. Nu legislația din 2009, în care era o struță comilă, care cu pierderi, cu alea, da, cu știu, dar totuși e pe un bun administrat de primărie, da? Pierderile și le asumă cel care primăria i-a dat în administrat. Domnul președinte, este un primăria este fratele Consiliului. E ca și cum iau un apartament. Domnul președinte, primăria este fratele Consiliului Județean. Fratele de sânge. Fratele de sânge chiar, cu atât mai mult este surprinzătoare atitudinea dumneavoastră și mă face să cred, într-un fel sau altul, că portofelul Consiliului Județean e gol. Nu, portofelul... Nu are nicio legătură cu ce zicea dumneavoastră. Portofelul Consiliului Județean nu este gol. Portofelul Consiliului Județean este foarte bine gestionat. Da, nu încercăm. E gol pentru primărie. Poftim? O fi gol pentru primărie. Nu, mi-am asumat acest rol și vă spun cu mâna pe suflet. Și în contractele finanțare cu fiecare OAT și la anul nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, pentru că ne axăm, avem foarte multe investiții pe spital, pe drumurile județene și trebuie să le facem. Mă gândesc foarte tare dacă mai intrăm la anul în proiecte de cofinanțare cu OAT-urile și primările municipiului Brăila, doar puțin pe partea de infrastructură. Adică la primării PDC-uri, pentru a lega drumurile județene cu anumite localități, iar la primărie sperăm, vedem, luăm o discuție, n-am discutat cu domnul primar, pentru amenajarea în continuare a spațiilor din spatele blocurilor, pentru a gestiona mai bine zona de parcări. Și pe mine mă deranjează că pe Doroban se parchează și este o bandă acoperită de mașini parcate. Ce ar fi foarte frumos ca și în capitală, cum este și în capitală, cum sunt și pe alte bulevarde din marile orașe, să se poate circula fluent, dar în condițiile în care primăria pune la dispoziție sau amenajează în spatele curții blocurilor locuri de parcare îndestulătoare pentru cei care locuiesc în zona respectivă. Primarul i-a spus că nu-i dați banii? Dar nu trebuie să spun primarul. Dar primarul mi-a cerut bani pentru... Nu v-a cerut?
Dar n-ați primit nicio hârtie la primărie? Păi a zis că s-a discutat. Așa ne-a zis domnul primar, că s-a discutat. Și? Așa ne-a zis că a discutat, au fost demarate discuțiile cu Consiliul Județean, așa ne-a zis. Eu vorbim cu economicul și cu juridicul meu, nu vă spun care sunt gândirea mea. Deci nu s-a transmis nicio hârtie? Nu s-a transmis nicio hârtie, cred că au fost doar la discuții de direct. Dar primarul nu vorbește cu președintele CJ? Portarul nu vorbește cu președintele CJ?